Radu, ești supărat că ați pierdut azi? Sincer, da, suntem foarte supărați, având în vedere că conduceam 2-0, am început a doua repriză cu o sumedenie de ocazie, nu am marcat, ne-au prins tot pe greșelile noastre, evident că suntem foarte supărați. Dar asta este, nu marchează, îți marchează și se termină meci. Ai mai jucat Olhione sau este primul tău meci aici la Premier League? Nu, am mai jucat, este al doilea meci cu Olhione. Nu v-ați calificat mai departe? Asta este, o să ne calificăm în meciul următor, în etapele următoare. Fotbalul pentru tine e un hobby sau chiar joci la nivel? Eu sunt antrenor de fotbal, antrenez un grup de copii într-o comună rurală, în Hâncești, la Pușna, antrenez și este și plăcere, este și ocupație principală, deci încerc să popularizăm fotbalul în comunile rurale. Știu, faci ziaristică, jurnalistică, da, ce e mai greu pentru tine, fotbal sau jurnalistică? Dacă pui suflet, să ușoare ambele. Deci trebuie să pui foarte mult suflet în ceea ce faci. De fapt, sunt ambele interesante. Fac și fotbal și ziaristică. Sunt redactor șef la Ziarul Liber. Dar mai greu ce e totuși până la urmă? Până la urmă? Nu știu. Ambele sunt grele atunci când... Da, ambele sunt grele. Dar depinde cum muncești.